Evaluăm adesea slujitori, slujiri, ca fiind deosebite, talanții mai strălucitori, cu exprimări mai diferite. Și exclamăm, o, ce cântare, ce cântăreț deosebit, ce voce și ce înzestrare, surprinzător și de dorit. Sau predica sau poezia spunând, ceva cu totul special, puțini pot să cuvânte în felul acesta, să propovăduiască, ideal. Așa îi clasificăm pe unii slujitori, pe robii cei netrebnici și îndatoriți. Pe ei ca pe ei, însă pe văzători și mai ceva, oricum deosebiți. Și nu e rău să ne apreciem, doar suntem frați și în Hristos uniți. Ce-i rău că afară nu suntem unii din noi deosebiți. Un paradox și o dilemă. Cum să-i dăm oare lămurirea? Necesită o simplă schemă și un cuvânt central. Trăirea. Ea face numai diferența de ce aici părem cumva a fi, apreciată fiindu-ne prezența, și afară nu cum s-ar dori. Dar caracterul deosebit nu se vede când slujesc eu sau tu? Nici vorbă, fraților, greșit. Răspunsul e un categoric nu. Slujirea autentică și cine ești se vede în societate, la servici, când ești nervos, când te grăbești, cum acționezi, ce zici. Acolo-i proba pocăinței. Acolo arăți de ești smerit, de te lași pradă umilinței, dându-ți obrazul pentru pălmuit. Dar dacă unul te enervează, iar tu te aprinzi ca și un foc de paie, nemai gândind la ce urmează, aproape luându-l la bătaie, atunci unde e răbdarea, îngăduința și iubirea? Dacă așa îți e purtarea, aduci prin asta poticnirea. Atunci se vede dacă ești ca Iov, un om neprihănit, dacă prin faptă îți dovedești că ești evlavios și deosebit. Dar totuși parcă și mai bine în propria familie și casă iese ce e ascuns în tine, chiar dacă n-ai dori să iasă. Poți în biserică să apari voios, dând pace și zâmbind la fiecare. Acasă, în schimb, morocănos, nemulțumit de haine, de mâncare, odată că e prea sărată, odată că e prea pipărat, cămașa că nu e călcată, copilul că nu e schimbat. Apoi, după acestea toate, să cânți, să predici la altar, sună frumos, se poate, dar nu e ungere și har. Mulți se întreabă ce lipsește de este seacă adeseori slujirea. Știți, fraților, știți ce nu este. Ori nu-i chemarea, ori trăirea. Poți fi un sfânt, dar nu chemat pentru o slujbă de un fel anume. Poți fi chemat, dar nu curat, pom în grădină, fără roduri bune. De multe ori ne limităm la maiestoase vindecări, pecetluiri, botezuri, trâmbițăm, și într-adevăr sunt bune în adunări. Putem însă în mileniul 3 a spune de oameni sinceri, oameni sfinți, necunoscuți poate în lume, nici în biserici, dar deosebiți. Putem să zicem de bărbați aleși, adevărați mijlocitori, nu întâlniți poate prea des, dar de valoare slujitori. Caut un om, striga odată prin Ezechiel în vremuri ce trecură, Domnul Măririi și Eternul Tată, caut un om ca să-l pun în spărtură. Putem să spunem de femei alese, nebârfitoare, neclevetitoare, a căror glasuri nu se aud pe uliți, strigând numai în adunare, ce nu le interesează moda vremii, nu sunt limbute și iscoditoare, femei ce la lăsarea serii, în armonia casei, cântă o cântare. Putem să spunem de fete fecioare, curate, simple și smerite, blânde, umile, ascultătoare, ce pot fi așa ușor iubite? Să-ți fie drag să le privești, cât de atente sunt și iubitoare.
așa soție să-ți dorești, o nestemată, o binecuvântare. Putem să spunem fraților, putem să apreciem nu doar ce este afișat, ci ceea ce cu greu vedem, valori ascunse și de neuitat. Blândețea, modestia, umilința și bunătatea, farmecul ceresc, răbdarea, dragostea, credința, virtuți alese ce se împletesc. Aviz băieților, nu căutați fete ce se afirmă impunătoare. După vedete nu alergați, ci după cele ascunse, cu pudoare. Ce mare lucru e să răspândim parfumul cerului, esența cea divină. Prin traiul sfânt să dăruim beznei din jurul nostru lumină. Ce mare lucru e să ne numim prin slujba dată slujitori iubiți. Dar și mai mare lucru e să fim cu adevărat oameni deosebiți.